Nu a fost marți nici 13, dar tot trei ceasuri rele au fost pentru o femeie de 50 de ani din orașul Hațeg. Și-a găsit sfârșitul în urma unui accident de circulație care a avut loc vineri în zona localității Ciopeia pe DN66 Simeria, Petroșani. Asta după ce, culmea, a intrat cu autoturismul într-o dubiță care transporta sicrie. În urma impactului, femeia a rămas blocată în autoturism în stare critică. La sosirea la locul accidentului, echipajele specializate în descarcerare și ajutor medical de la detașamentul Petroșani și Garda Baru au găsit doi oameni traumatizați, dar conștienți și o altă victimă încarcerată în autoturism, aflată în stop cardiorespirator. Personalul medical al serviciului de ambulanță județean și pompierii salvatori au încercat să resusciteze femeia timp de aproape o oră, însă eforturile lor au rămas fără răspuns. Celelalte două victime, un bărbat de 52 de ani și o femeie de 48, aflate în autoutilitară, au fost preluate cu ambulanțele și transportate la spital. Circulația în zona accidentului s-a desfășurat cu restricții, atât pe timpul cercetărilor efectuate la fața locului, cât și a operațiunilor de salvare.